Bună ziua, dragii mei, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobai. Mary, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de duminică, 27 decembrie 2020 și vom extrage 3 cărți din seturile noastre, din fiecare set câte o carte. Și veți vedea dacă rezonați cu aceste mesaje și cum vă veți putea aranja anumite situații sau vă vor ajuta la luarea anumitor decizii. Iar dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Ne apropiem tot mai repede și cu fiecare zi de anul nou. Vă doresc să aveți o sărbătoare frumoasă de anul nou, la trecerea dintre ani. Vă doresc un an nou fericit, plin de bucurii, de sănătate, în primul rând. Toate visele și idealurile voastre să le puteți împlini pe parcursul anului 2021 și cel mai important este să trecem cu toții de această grea perioadă pe care o traversăm și să rămânem cât mai sănătoși, optimiști și plin de speranță, da? Speranța moare ultima, cum se spune. Haideți să vedem și piatra pentru ziua de duminică. Crede, ai încredere pentru ziua de duminică. Vedeți cum vi se aplică această energie și puteți să-mi scrieți în comentarii dacă rezonați cu aceste mesaje și în general, dar și pentru ziua de astăzi și tot ce-mi doriți puteți să-mi scrieți în secțiunea comentarii. Haideți să vedem și cărțile. Deci prima carte, îmbrățișează unul cu ajutorul celuilalt. Veți putea găsi și veți găsi piesele care lipsesc. Ne vom întoarce imediat la acest mesaj. Cea de-a doua carte este un tânăr necăsătorit, căruia îi place să călătorească prin lume, foarte chipeș, atractiv, un playboy irezistibil, îl numesc eu. Și cea de-a treia, copacul, dă-le drumul sau lasă-le să plece sau lasă-i să plece. Și vedeți acest copac cum ramurile lui sunt în flăcări. Dar haideți să le luăm pe rând și să vedem ce ne transmit aceste cărți. Deci prima carte, vedeți ce mult albastru și cu alb împreună. Acest albastru reprezintă liniște, dar și putere să continuați să aveți și încredere și putere în situația sau lupta prin care treceți. Iar mesajul este să îmbrățișezi, adică să fii unul de partea celuilalt și să îmbrățișez pe partener sau pe parteneră și la propriu, cum vedeți în imaginea noastră, dar și situația să o îmbrățișezi și să încerci să o rezolvi unul cu ajutorul celuilalt și să găsiți piesele care lipsesc din această situație pentru ca să puteți să rezolvați problema pe care o aveți. Deci, unul cu ajutorul celuilalt veți putea găsi piesele, da? Care lipsesc din acest puzzle, din această situație, din această problemă, pentru ca să ajungeți la rezolvarea ei. Cea de-a doua, tânăr atrăgător, necăsătorit, un tânăr șarmant, căruia îi place să călătorească
prin lume, vedeți pe în imaginea noastră câte vize are el în pașaportul lui. Este foarte bine îmbrăcat, elegant, un playboy irezistibil, căruia nu-i place să se angajeze și să se lege la cap dacă nu-l doare, așa spune și proverbul. În această carte ne este prezentat acest tânăr, experimentat în călătoriile lui prin lume, în diferite destinații. Este un om pe drumul lui și nu-i place să se lege de nicio persoană, de niciun loc și de niciun lucru. Este foarte chipeș și atractiv și se pare că tu ai o chimie foarte puternică cu acest tânăr sau ești conectat cu el într-un anume fel. S-ar putea tu, ca într-un punct al vieții voastre, să-l convingi să se stabilească, să se așeze la casa lui, să-și formeze o familie, dar trebuie să-ți amintești că el nu a ajuns la maturitatea necesară pentru a-ți asigura iubirea și respectul pe care tu le meriți și le dorești. Deci el este încă în lumea lui a călătoriilor și îi va fi foarte greu să stea într-un loc. De aceea nici nu-și dorește să se lege la cap. Apoi, ce mai spune cartea? Este neobosit și preferă să fie pe drumul lui. Această carte sugerează că poți să te distrezi, poți să-ți lărgești experiențele în iubire cu acest bărbat, dar să nu te aștepți la un angajament 100% de la el, chiar dacă, virgulă, cum spuneam puțin mai devreme, într-un punct anume, poate îl vei putea convinge să se stabilească la casa lui. Dar el va fi întotdeauna pregătit cu valijoara, și a doua zi dimineața doar vei auzi de la el că este pregătit de drum din nou. Și iarăși te va lăsa singură și te va dezamăgi, vei plânge, te va lăsa, cum se zice, cu ochii în soare, va pleca și vei rămâne singură. Iarăși va veni un timp când se va reîntoarce la tine și tu îl vei ierta. Și tot așa continuă relația voastră, va continua, dar fără ca să aibă o soluție sau o finalizare sau o rezolvare. El întotdeauna va fi pregătit să plece pentru că se pare că asta este menirea lui, să fie tot timpul pe drumuri și trebuie să fii atentă la ceea ce îți dorești, pentru că acesta este tipul lui de bărbat. El nu are intenția să te rănească, pur și simplu așa este el construit și trebuie să fii de asemenea atentă sau să ai în vedere că s-ar putea ca să mai vadă și alte fete pe lângă tine. Deci trebuie să fii inteligentă și matură în gândire și să-ți păstrezi această relație cât se poate de ușoară, în sensul că să nu investești foarte multe sentimente, timp, nervi, viața ta, tinerețea ta, cu acest tânăr, pentru că el nu vrea să se joace, dar asta face de fapt, se joacă și dacă tu consideri că nu mai poți să continui relația cu el în acest fel, tu îți dorești să mergeți la alt nivel al relației, dar el nu-și dorește, ar fi corect pentru amândoi să încheiați orice legătură și tu să-ți găsești un bărbat mult mai serios, mai matur, pentru că acest tânăr n-a ajuns la maturitatea necesară încât să-ți ofere ceea ce tu îți dorești și să-ți găsești un pretendent care te dorește și dorește să facă familie cu tine și să te facă fericită. Deci trebuie să aveți în vedere toate aceste amănunte și toate aceste detalii pentru ca să nu suferiți.
Și cea de-a treia carte este pomul sau copacul, care îți recomandă să-i lași să plece. Și cartea spune că de multe ori tu îți iei durerea sau iei durerea de la ei în spre tine, o iei pe umerii tăi. Ce înseamnă acest lucru? De multe ori sunt anumite persoane în viața noastră și în jurul nostru care poate fără să vrea îți transmit emoțiile lor și tu le iei asupra ta, ducându-le tu această greutate, ei nedându-ți nimic în schimb. Deci tu le preiei emoțiile și durerile, ei neoferindu-ți la rândul lor în schimb nimic. Câteodată, de asemenea, aceste dureri sau aceste bagaje sunt moștenite de la părinții noștri, de la bunicii noștri, din familia noastră, și această carte vine să-ți dea permisiunea să lași aceste dureri, să lași aceste bagaje să plece. Viața ta este despre tine și nu despre ceea ce așteaptă alți oameni din jurul tău să cari pentru ei. Deci ai permisiunea să te eliberezi de aceste greutăți, de aceste bagaje și de aceste dureri pe care tu le-ai preluat de la alții, nu sunt neapărat ale tale. Și aici putem să vedem că acest copac își arde ramurile tocmai de aceea ca să scape de acele greutăți. La fel să faci și tu, să te eliberezi de ceea ce nu e al tău și de dureri și să-ți vezi de viața ta mai departe, pentru că tu ai viața ta și este aici pe pământ, e importantă viața ta. Nu este despre durerea altora. Și noi nu avem obligația să cărăm în spate la nesfârșit durerile sau problemele altora. Avem și noi problemele și durerile noastre. Fiecare veți simți cum rezonați cu acest mesaj, pentru că sunt convinsă că fiecare dintre voi, fiecare dintre noi avem aceste bagaje care nu ne aparțin. Și când vine o astfel de carte și ne dă permisiunea sau simțim noi că gata, s-a terminat, am ajuns în punctul în care trebuie să ne eliberăm de bagajele altora, poți să-i dea drumul liniștită, poți să te eliberezi liniștită. Și dacă simțiți că nu rezonați cu aceste mesaje, lăsați-le deoparte, nu sunt pentru voi. Eu vă doresc o zi de duminică minunată, binecuvântată, tot ce vă doriți să vi se împlinească. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!